Haideți să vedem o primă problemă legată de lungimea cercului. Avem problema numărul 1. Determinați lungimea cercului circumscris unui triunghi echilateral cu latura de 15 cm. Triunghiul echilateral care are latura de 15 cm, lungimea unui cerc, care, reamintesc, este egală cu 2 ori pi ori r, odată va trebui să determinăm raza celui cerc circumscris.